Atragerea fondurilor europene ar trebui să reprezinte o prioritate pentru orice administrație publică locală. Finanțările nerambursabile sunt mană cerească pentru primării. La Mergidia se află în derulare trei astfel de proiecte. Unul care a început în 2009, respectiv cel de reabilitare tramă-stradală și care se va finaliza în noiembrie anul acesta. Celălalt, care privește instalarea de camere de supraveghere, se va finaliza în septembrie tot anul acesta. Și celălalt de amploare este de reabilitare spații verzi și parcuri și se va finaliza anul viitor, în primăvară. Cei care au propuneri care ar putea constitui subiectul unui proiect eligibil se pot adresa primăriei Medgidia.